Un alt domeniu, nu lipsit de interes, dacă eu ca fată îmi place de un băiat pocăit și el e foarte timid, credeți că ar trebui să fac eu primul pas? Spre la căsătorie? Poți să faci primul pas, dar nu din primul pas. Fetelor, vă recomand să nu clădiți unilateral și băieților nu le dați senzații care să le permită să clădească. O fată are o structură hormonală diferită și își imaginează lucrurile, merge mai departe cu idealurile. Fetelor, un vis, o prorocie interpretată în felul vostru. A sunat o mămică și spune, vorbiți cu fata mea. Este distrus într-una, îmi spune de ce acest băiat m-a abandonat. Trebuie să fie, uite, am aici prorociile, le rea. Zic, ia citește-mi o prorocie din asta. Și am spus, ascultă-mă, prorocia asta te asigură că pe tine vrea să te binecuvânteze Domnul în căsătorie, dar nu spune neapărat că e vorba de X. Asta este interpretarea ta proprie. Plângea să moară în alta. Deci nu clădiți unilateral. Dacă voi aveți o încredințare, că e vorba de un anumit băiat și vă se pare că ce este timid, eu recomand mai degrabă să faciliteze cineva relația asta, de exemplu, un slujitor a bisericii. Nu putem interzice Biblie vorbind ca tu să-l abordezi. Dar după cum, dacă e vorba ca tu să-l abordezi, atunci se aplică regula generală. Acceptă să fii respinsă. Că și un băiat care în mod natural poate aborda o fată, trebuie să ia în calcul posibilitatea de a fi respins. Dar oricum este indicat să nu clădiți ani de zile doar de una singură. Și apoi vremea trece și se trăiesc fel și fel de stări. Dar nu e acesta subiectul nostru, să rămânem mai mult pe subiect.